Bună seara, bine ați dat click la un episod de Cel Mai Podcast Epic, singura emisiune de Sit Down Comedy Drink. Nici n-am apucat să-mi iau, de acum 3 zile, n-am apucat să-mi iau de bol. Ai zis Comedy Drink și nu mai auzi Comedy Drink, că e Comedy Drink. Ai băgat râu. Din România. Mi-a scris la un moment dat un... Sună arogant să-i zic fan, dar nu mi-e cunoștință și nici prieten. E un tip care se uită la emisiune ce mi-a scris pe internet. E un privitor să trăiești, un privitor. Și ne-a propus să vorbim despre călătoria în trecut, așa? Călătoria în timp, ce am schimbat, dacă am putea să schimbăm ceva. Dar e un subiect greu, dar... Și nu ca în film, că dacă schimbi ceva, cumva universul se realinează și asta nu te lasă să-l schimbi. Asta e din ciclu ca, din care toți și toate căcărețile din lumea asta spun eu nu am regrete, trebuie să fii idiot să nu ai regrete. Cum să nu am niște regrete, ălea mă mână, le și știu. Ușa la care n-am bătut, telefonul pe care nu l-am dat, scrisoarea pe care n-am trimis-o. Și oamenii pe care nu i-ai scuipat. Din ce telenovele asta? Că sună atât de poetic și telefonul pe care nu l-am dat, ușa la care n-am bătut, scrisoarea pe care n-am trimis-o. Și pomul pe care nu l-ai plantat. Pom i-am plantat și la compensare câți vrei. N-ai văzut pe dușman, mă, era o metaforă. Și eu am câteva acțiuni. Pă, lupul, pișe în fără. Toată aceeași acțiune pe care n-am făcut-o în câteva cazuri, dar mă gândesc acum, dacă aș călători în timp, cum le-aș convinge? Păi, nu știu dacă... Asta nu e greu. Călătorești în timp, știi ce ți s-a întâmplat și reacționezi. Nu le-am putut convinge atunci, nu știu cum le-aș convinge. Păi, dar acum nu ești mai experimentat și le poți convinge. Nu știu dacă te duci cu minte. Nu, ca și cum ai fi fost la vârsta aia, știi? Aș vrea măcar să am memoria faptului că într-o zi, în viitor, am avut o minte mai bună. Și atunci aș putea lua decizii. Dacă mă întorc înapoi exact cum eram, tot așa fac. Așa mă deci măcar să am o umbră de... Când să fac ceva, să-mi zică cineva... Deci... Păi da, despre asta e vorba, ideal. Să te întorci cu idei, cu ce ești acum în clipa asta, să te întorci la 20 de ani să vezi cum le face. Ideal ar fi să te duci și să te întâlnești sau să mă întâlnesc cu Tibi mic. Tibi de 5, 6, 7 ani. Dar nu un pic. Care ieșea în fața blocului și lua bătaie de la fete, știi? Asta e o contradicție. Și cumva să-l apăr să nu ia bătaie de la fete. Dar nu e rău, că uite acum ești nervos și le pe toate, e bine. Nu. Dacă, dacă v-ați întoarce acum, cu ce simțiți, gândiți, analizați în clipa asta, cum erați, să vă întoarceți la 15, 18, 20 de ani... Îți dai seama că acum Dragnea ar fi premierul meu. Zi, nu mă întristez. Nu. Ia, ce bun a fost ăsta. Da, ia, nu mă pic. E atât de adâncă. E adâncă asta în cur. Deci să mă duc în clasa a doua când țigan care mi-a spart capul. Ai o palmă ca Băsescu instant. Exact. Păi da. Când mă duceam acasă bătut de fete. Nu e singurul Tibi. Și te la bătaie de la fete. În clasa a doua sau mai eu. Cât ai la 9 ani? Acolo ești. La 9 ani m-au bătut gaburițele din Iris, m-au bătut, niciun băiat nu a fost între ele, numai gaburițe. M-au băgat sub fuste, m-au bătut de mărut. La 9 ani un băiat plecat... Stai, ce ți-o da cu în cap? Cu ceva mi-au dat. Eu m-au bătut de m-au nimicit. Numai pentru că eram nou în cartier venit în care preponderențe erau gaburii. Era un ritual de inițiere, având tu aceeași culoare și ele. Da, cred că era acceptarea. I-a zis, fură găină, eu nu fac asta! Și l-au bătut. Așa că nu le dă mijlociul cârpaci acum. După am făcut rost de la cineva de un bridge, de la cu lamă, de apăsat pe buton și așa din lateral lamă. Și 3 luni mai târziu am prins un copil de țigan de vârstă cu mine și l-am trântit de un perete și am băgat lama aia în gât și am zis că dacă o singură dată mai puneți mâna pe mine, aveam 9 ani, eu nici nu știam vorbi și la ea i-am explicat coerent într-o frază că îl omor dacă mai pune mâna pe mine. Eu urlat mama și-o venit fugind peste stradă în halat, a trecut să măia de la gâtul țiganului, serios. Și le-a zis, da, mai bun nicio treabă. Nu știu de ce te apreciez mai mult astăzi. Cumva dacă aș călători în timp, parcă aș schimba ceva în viața lui, nu? Aici ai problema, că dacă am fi din nou mici, dacă mintea de azi, toți am stat în jurul lui Bob. Stai, mă, nu-i omoră, stai! Și după aia am suge toți din cauza asta și am avea o viață mai grea și iar am vrea să ne întoarcem în timp. Acum, la asta am vrut să mă întorc. De ce nu merg în dos în timp? Nu urla. Iartă-mă, de ce nu mergi întors în timp? Că te întorci cu mintea de acum, fiecăruia, când erai tânăr, să te ajut sau să schimbi o chestie. Schimbând-o, inevitabil te schimbi pe tine de acum. De adevărat, și nu mai poți fi, creez un univers paralel.
Da, ce? E asta e în capul noi. Vostru care credeți că există, dar nu există un univers paralel. Ba da. Există un singur univers, potoliți-vă, nu începe discuția. Că nu mai ajungi să fie ăla care se întoarce. Nu mai ajungi să fie ăla care se întoarce în timp. Nu vorbiți tot deodată. Nu mai, dacă ajungi la, te întorci la toate greșelile pe care le-ai făcut, regretele pe care le-ai. E ca în film, ai călcat pe fluture, să duce în are elefantul peste 5 ani, așa e. Ai. Are de butterfly effect. Așa, te duci, te întorci la Bob, te întorci la Bob la 16 ani, nu faci prostiile pe care le-au făcut, nu mai e Bob genial de acum ca să se întoarcă la Bob prost. Se creează un univers nou în care Bob nu mai e genialul de acum. Păi și deci ce la... se întâmplă cu universul alt? La nivel cuantic, cumva, universul nu există până nu-l observi tu. Deci în momentul în care faci alegerea să-l observi, faci alegerea în care direcție se bifurcă posibilitățile cele două. Mr. Așa, Hawkins, allow me for a second. Electronul. Nu, stai, nu să-i dau paiul la Mr. Hawkins. Ce-a fost foarte... S-a întâmplat și pe net cu ăla. Ce-a fost foarte ciudat din ce am citit, că zicea că electronul atunci când se învârte în jurul atomului, știi desenul din manualul de cunoaște mai departe? Ei bine, ăla nu se învârte acolo pe o traiectorie simplă. Cumva pâlpie dintr-un loc în altul pe mai multe traiectorii și nu este un electron, este un nor probabilistic de locuri în care s-ar putea afla electronul. Și în momentul în care îl observi, ăla stă acolo. Ha! Nu mai vezi? Dacă atunci când erai mic, iertați-mă, nu te băteau... Dacă nu băteau fetele și ceva pe vremea aia, acum nu mai vorbea așa prostiile ăștia. Acum, pentru prima dată în viața mea... Fii atent, eu cu Bob avem povești, dar e clitorisul care e jurul nucleului, da. Adică noi da. Pâlpâie din când în când. Deci am 40 de ani, dar ascultându-l pe tip în clipa asta, ce mi-am dat seama de ce ateii sax și creștinii pupători de moaște rulți. Pentru că dacă trebuie să citești ce ai citit tu cu atomul care se plimbă într-o probabilitate nucleică raportată la o existență quasi potențială în viziunea ancestrală a unei duble existențe. Bogdan, e mai simplu. Da? Și câinii de oameni trebuie să aibă oasele lor. Așa e. Deci dacă am de ales între a citi ce ai zis tu cu argument sau a citi Isaia 13:2 și atunci intrata el lovita sau Onania 13:6, nu? Nu-l cheam așa. Nu mai bine îl ardem pe rug și zicem că e eretic. Atunci, dragă, e mai ușor de citit Biblia, că e o carte atât de cretină încât o poți înțelege. Nu vorbi așa. Nu e. Noi suntem cretini că nu înțelegem. Ea este cartea cu 7 pecete. Iar care o înțeleg, o înțeleg foarte prost, că văd cum o aplică. Dezvoltă pentru ascultătorii care se uită pe ochi. Poți să înlocuiești cretină cu complicată. Asta cu universul paralel pe care îl dezvolți. Am citit recent o carte primită de la un... De la un prieten nou de pe internet, mi-a trimis niște cărți, un roman foarte frumos, care explica că există câte un univers pentru fiecare decizie pe care ai luat-o în viața ta. La un moment dat te-ai dus în America, frumos, nu te-ai dus în America. Există un univers în care te-ai dus, în care nu te-ai dus. Astea sunt deciziile mari, dar există pentru fiecare decizie mică, în care ai mâncat azi supă sau... ciorbă cu... Iartă-mi întreruperea, există un univers în cazul meu în care să nu iau nicio decizie și numai să stau? Da. Așa e o decizie. No, aia mi-ar place să o trăiesc. Mi-ar plăcea, plăcea. Da, romanul e de ficțiune, dar a fost foarte frumos și mi-a plăcut foarte. S-a îmbătat domnul Pruteanu și mai zicește. Este un univers în care la Cucu i-ar place și un univers la care Cucu i-ar plăcea. Da. Este un univers în care cu care și cu pe care? Da. Aș vrea să trăiesc într-un univers în care orice mi se întâmplă sau sunt întrebat sau trebuie să iau decizie să zic mă mai gândesc un pic și numai să stau. Există universul ăla, zici tu? Există universul în care încă lucrăm la Prima TV. Și există universul în care încă lucrăm la Look TV. Și universul în există care... Există universul în care pe Simona au batjocorit toți? Da. Ce univers! Mic, dar vestit? Inevitabil. Vestitul sălbatic. Evreul grupului trebuie să întrebe. Este un univers în care Burci ne și plătește datoria? Da, uite, așa face cu banii. Toți Dumnezei... Da, da, în fine. Și acolo se bifurcă dacă plătește în lei sau dacă plătește la negru. În copii. Și acolo se bifurcă nu stomacele lui, se bifurcă universul. Doamne... Sunteți groaznici. În episodul de acum 30 deși de universul ar încăpea în faldurile dintre stomaci. Există un univers nou acolo. Hai, dă-ne caz că ce face românul. Da. Terminați cu universurile paralele. Lasă. Nu e niciun univers paralel. E într-un univers paralel, tu ești încă însurat. Nu, într-un univers paralel poate să...
De-aia nu cred în universuri paralele, pentru că deciziile bune pe care le-am luat în universul ăsta nu vreau să le văd continuându-se rău în altele, în p***alul lui. Deci nu există așa ceva. Eu știi ce cred? Care e teoria mea? Există universuri paralele numai în deciziile bune. Nu. No. Ba da. Omule, o zis, o subliniat, e decizia lui, ce aveți voi? O zis, e decizia ce, mea. Ce sens ar avea să existe un univers paralel cu deciziile tale cele mai proaste? N-ar avea niciun sens. Unde e evoluția? Păi nu există nu evoluție. Păi cum? Universul nu e interesat de evoluție. Cum atâta paralelism, inele și cai și sport și la sol și nimica fără rezultat? Există universul plin cu idei proaste. În care, ba, mă îmbăt ca porcul din bere, ba, mă îmbăt ca porcul din vin. Ideea e că mă îmbăt ca porcul. Da. Dar ăla nu e univers paralel, e același, mai multe ori ai schimbat, că ți se pare că-s decizii proaste. De cele mai multe ori, sau cel puțin, ar fi existat un univers mai bun, o decizie mai bună. În tot timpul e asta. Cât de filozof poate să fie omul? Când e beat. Când încă n-o băut, eu beau apă. Mi-a adus Garcon niște apă. Oh, frumos, frumos. Apropo, am venit... Le Garcon. Am venit acum... cu cartea pe care am zis să ți-o returnezi. Mulțumesc. Radu Paraschivescu. Da. Frumos. Și cu o sticlă de vin de casă. Am venit cu autobuzul, că doar nu vii cu mașina. Că poate și bei ceva. Ma, și băie, am văzut judecând. Nu ne băga în universul paralel a, dacă tu n-ai mașină. Păi da. Așa. Și zice... Adu-mi aminte. În felul următor situația. Să uită două persoane către mine. Se vedea vârful sticlei, știi? Așa, așa. Și ai scos și vârful cărții. Da, se vedea, exact. Da, se vedea, deci măcar nu se vedea un pet de vin de casă, de 2 litri, așa. Da? Și cumva, nu știu cum am tras eu așa, ipocrit vin, și s-a văzut și colțul cărți. Și atunci mă gândesc la ce s-ar fi gândit aia. Și îmi vine în minte gluma aia lui Radu Isac, că era o reclamă. Cine p*** era Radu Isac? Nu știu. Prieten cu Bodrea. Nu, de aia nu știu, într-un univers paralel poate l-aș fi știut. Era o reclamă, el despre asta vorbea, era o reclamă, dădeau la ceva brand de coniac o carte. Cine ar fi oamenii aia care să-mi bată și citesc? Și aia am văzut în... Mă rog, astea sunt excepții. Pe mine m-a impresionat, am citit la un moment. Și am văzut pe aia de cum s-o uitau la prima dată la mine așa pe sub geamă, după care s-o uitau la carte și după care s-au întors. Am citit la Andrei Gheorghe, avea o carte. O singură dată am dat o carte cadou la un tip la țară care era pe budă și n-avea cu ce să se șteargă la cură. Mersi că m-ai întrebat. Avea Andrei Gheorghe o carte făcută din articolele lui în 24 fan sau în ceva. Și acolo povestea el... Revista cu... săracului, că e gratuită. Adu-mi aminte. E a doua, tu știi ce trebuie să-i amintești? Eu zic numai, amintește-ți. Și acolo am fost impresionat de el, cum zicea că se ducea în club, vedea tot felul de chestii interesante și după aceea se ducea acasă și bea vin și citea. Și unde a ajuns acum? What the fuck, man? Bea vin și citea? Cam cât de prost trebuie să fii să minți în halul ăsta, în p***alul lui. Deci ori bei vin, ori citești. Există universul paralel în care se întâmplă cele două. Nu există așa, oamenii aia, dacă sunt liberi pe stradă, ar trebui închiși în p*** lui. Și bine că mi-ai adus aminte. Așa, amintește-ți. Și bea până îi se încăleca cuvintele. Da, până citea pe diagonală. Observ că chestia asta, băi săracul, băi săracule, spusă ca și insultă, ca și injurie, o folosesc doar cei, cum să le zic eu, nuvoriși. Că nu zice Zuckerberg, nu zice Țiriac, nu zice Bill Gates. Asta în capul tău. Zice unul la care i-au intrat niște bani aseară. Și azi își permite un vin și o brânzică mai bună. Adică și eu? Poate se duce în oraș și își ia o gecuță mai cu blană. Și atunci zice el, băi săracule, dacă a strâns niște bani și s-a dus într-o țară mai exotică de Crăciun, când toți aia se înghesuie pe pârtie și pe Valea Prahovei și stau toți acolo înghesuiți cu orele, ăla din vacanță zice, băi săracule, nu zice unul bogat. Nu trebuie este să fie. Un clișeu, da. Pentru că tocmai a scăpat de sărăcie și da. Se uită înapoi și vorba ta cu oglinda, se vede iar pe el acolo. Eu spun, băi săracule, eu sparg și creez o copcă în această idee de căcat pe care mi-o spui, că eu zic, băi săracule, când ești și mai sărac. Atunci ești deosebit. Mersi. Aici am vrut să ajung. Da, nu mă un pic pauză. Să reluăm. Acum, poți să bagi aplauze?
la uscatea aceasta. Accentuează faptul pe care îl cunoaște toată lumea, că e foarte autoironic omul. Este uscat, cel mai autoironic. Uscat încă este director la Loc TV și a fost preluat de al treilea concern internațional. Nu mă întreb. Cam auzit, că povestea unii că ne plătesc salariile la tine. Uscat e, cum să zic eu, oricâte nunți faci, divorțezi și arde în sori, cheme aceiași maneliști. Dar nu mă, ei au cumpărat, nu au cumpărat pentru... Să scânte la nuntă. Ei nu au cumpărat pentru tot restul, au cumpărat pentru el. Vrem uscat, mai aveți ceva pe lângă uscat? Da, mai avem un... Un cioc de televiziune, nu mai avem. Te suge, mai numesc. Un cotor de televiziune, vă dăm? Da. Dați-i și pe ăsta cu uscat. Vezi? Și acum comentarii nerecunoscători. Da. Săracilor, v-a dat-o pâine. Păi vremea când mâncați din câine. Sujați de la gaura tomberonului în niște zeamă. Suntem niște haiduci care după ce au trecut podul îi dau foc. Noapte bună. Păi când dau foc, dar zic de ce pod de căcat. Sorry.